am găsit! Și mănâncă tot iemen! Stare cărnicică și stare de bune șală peste inimile voastre! Prezentați-vă la post cu cereri de osăvice! Că focul Duhului Sfânt care l-a pus în voi! Și mănâncă tot iemen! Să prindă voi Duhul după cer și după mine, zice Duhul. Pentru că și mănâncă tot iemen, v-am pus la dispoziție timpul acesta nu să stați în stare de nepăsare și de moleșală. Și pentru că se cereți puterea de care aveți mare nevoie, pentru că, iată, voi nu știți ce vă așteaptă, că dacă ați cunoaște, ați fi cu inima și vă năgădă viemea plină de recunoștință și căință și ați cere putere de rezistență ca să rămâneți în picioare. Căci iată vor veni vânturi și valuri, vor veni umbre răcoroasă și vânturi puternice va sufla peste grădina poporului meu. Și mulți pomi vor fi doborâți la țărână și la unii crângile ne vor fi rupte și alții rodurile care încă nu au ajuns la cocere vor cădea la pământ. De aceea șem panacomena doviemen, îi vremea să vă prezentați cu cereri de osăvite, să cereți puterea Duhului meu, zice Domnul, că numai așa veți rămânea în picioare, numai așa veți putea mirui prin Duhul meu și mănâncă doviemen. Înțelegeți fiecare, căci așa cum vă veți lua hotărâri, așa cum vă veți prezenta cu dor de neprihănire, dor de apropiere de mine, zice Domnul, așa voi lucra în dreptul vostru. Și în paradis n-am elat obien, da, să știi, poporule, că neîncercat nu vei trece. Și panacomenados, în unile corturi să vă aprinde focuri care vor arde și vor mistui, până când să vă curățeți gura de aceea